Echipată cu tehnologie de înaltă clasă, linia de tratamente termice pentru țevile din oțel propulsează fabrica din Slatina la un nivel de calitate pentru o bună parte din producție. Astfel, ponderea produselor premium crește cu 40%, explică reprezentanții companiei. În primul rând, Artrom își crește capacitatea de tratament termic, astfel putem să creștem ponderea produselor premium în totalul mixului de fabricație și dacă până în anul 2016-2017 aceste produse cu tratamente premium erau undeva până la 10%, începând cu anul în curs și în continuare, se prevede ca acestea să reprezinte undeva în jurul 50% și mai mult din totalul produselor fabricate. Iar complexul nou de tratamente termice permite și extinderea gamei de țevi premium produse în fabrica de la Slatina. Extinderea gamei de dimensiuni pentru țevile cărite și revenite. Nu sunt foarte mulți producători care pot să pună în piață țevi cu grosimi de perete până la 60 de mm în starea călită și revenită. Începând din momentul de față, Artrom este unul dintre acești producători. Avem produse noi care le punem începând cu anul acesta pe piață, cu caracteristici mecanice superioare, care nu au putut fi atinse pe instalații existente de tratament. Extinderea capacității de producție înseamnă și locuri de muncă noi, aproape 250 la Slatina și la combinatul de la Reșița. Noua instalație asigură noi locuri de muncă și securizează pe cele existente. Un total de 245 de locuri de muncă în TMK Reșița și în TMK Artrom sunt generate și vor fi ocupate de parcursul anului în curs prin existența acestei investiții. Echipată cu tehnologie de ultimă generație, linia de producție este și prietenoasă cu mediul. Apa rezultată din procesul tehnologic este filtrată și refolosită într-un circuit la capătul căruia impactul asupra mediului este extrem de scăzut.